Gica Popescu este așteptat duminică după prânz la sala sporturilor. Fostul internațional a fost invitat pentru a asista la un turneu de fotbal în sală de către președintele echipei buzoiene, Luceafărul Buzău. Cu acest prilej, Popescu își va prezenta oamenilor de fotbal locali candidatura la președinția FRF. Foarte sigur știa. Am discutat cu dânsul, mi-a confirmat că în data de 16-14 va fi la Buzău. Mai m-a ajutat în chestia aceasta și domnul Cătălin Cighir fiind în comitetul executiv, a pus o vorbă bună. Gică Popescu și-a dorit și el să vină la un turneu de futsal, la ședința care am avut-o la început de an la Bașov, și a exprimat dorința să vadă un turneu de futsal. Fiind primul organizat anul acesta, m-am gândit și am făcut propunerea să vină la Buzău. Zici și făcut. Turneul de futsal se va desfășura sâmbătă și duminică la sala sporturilor. Organizatorii garantează că microbiștii buzoieni vor avea parte de spectacol. Pentru a vedea niște meciuri de futsal cu echipe din Liga a doua, vor vedea fotbal, futsal adevărat, vor vedea jucători tehnici, apizi, alt fel de fotbal decât cel pe iarbă. Și buzoieni, după cum te știu eu, sunt de fotbal. Atât sâmbătă cât și duminică se vor disputa câte patru meciuri. Mâine partidele vor începe de la ora 14.30, iar duminică de la ora 10.